Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu deschiderea chesturilor. Avem aici un silver cu gold, high spirit și 3 musketeers. Mai avem două golden chesturi cu gold, skeleton dragons, giant snowball, battle healer și dark goblin. Încă un golden chest cu skeletons, giant snowball, barbarians și hog rider. Avem și o ofertă specială în shop. Putem să câștigăm, să obținem acest emote pentru 350 de gold plus un lightning chest, 10.000 de gold și acel epic token. Nu știu ce să zic. Restul chestelor din daily deals le-am luat deja. Ok, hai să mai vedem aici în crown chest ce găsim. Și ar trebui să avem vreo 4 bucăți sau 3. Ok, hog rider, battle ram și avem o legendară. Avem o legendară din crown chest. Hai să vedem un night witch. Excelent, și am strâns deja 11 bucăți. Încă un crown chest cu 1059 de gold, avem 3 gemuri. Și nimic interesant, doar o epică. Acei gărzi, cele gărzi. Hai să vedem și prin clan ce putem dona. Ok, o singură chestie. Bă, eu am jucat și la turnament, am reușit 8 victorii, am luat toate aceste reward-uri de jos, plus acest bonus chest pe care putem să-l cumpărăm cu 500 de gold, dar sincer nu mi se pare o afacere prea bună. 30.000 de gold plus, mă rog, cele 3 chesturi. Nu știu, ne mai gândim. Mai avem câteva zile la dispoziție și vedem că a început un nou challenge, un Sudden Death Battle, în care avem ca reward-uri o grămadă de gold. Și hai să dăm drumul și noi cu primul match. Ok, începem aici cu arcașele. Trimitem mini P.E.K.K.A. Da, practic, cine doboară primul, unul dintre turnuri, va câștiga meciuri. Să trimitem aici hog-ul. Dăm un freeze. Spunem și Tesla aici. Da, și scăpăm destul de bine din acest atac. Dăm un freeze din nou pe trupe. Scăpăm acolo de firecracker și de damage. Bun. Putea să dăm o rachetă, dar mai bine hai să ne apărăm. Ah, și bine am făcut. Oho, ne-am fi luat-o rău de tot cu acea rachetă. Trebuie să rămânem precauți în acest match. Ok. Scăpăm acolo de Valkyrie și de Firecracker. Punem din nou Tesla. Punem și un mini P.E.K.K.A. aici. Trimitem un rând de arcașe. Și hai să dăm din nou, să trimitem hog-ul acolo. Mai reușește un hit pe tur. Și rămânem în avantaj în continuare. Trimitem aici arcașele. Arcașe care sunt lovite de firecracker din nefericire. Să dăm și un Eros aici. Da, nu reușește hit-ul, acel hog. Bun, trimitem un nou hog și ar trebui să
să-i scoatem turnul acolo. Nu știu dacă are ce să ne mai oprească. Da, oricum puteam trimite o rachetă și rezolvam meciul. Bun, începem cu o victorie în acest challenge. Da, și aș mai vrea să dăm și un meci la duel. Vedeți că am reușit să trecem linia de finish și putem juca la Colosseum duel. Singura diferență e că avem reward-urile de gold mult mai mari. Da? Mult mai mari. Mă rog, 4500 de gold pentru victorie. Și hai să dăm și aici un match. O să începem cu deck-ul numărul 2, deck-ul cu golem. Probabil vom folosi deck-ul cu balon sau deck-ul nostru clasic în următoarea partidă sau următoarele partide, în cazul în care nu câștigăm din primele două meciuri. Bun, hai să luăm deck-ul cu golem. Să începem aici cu Furnace-ul pe partea dreaptă. Ok, și are un Wizard. Un Wizard de care probabil vom scăpa folosind Baby Dragon-ul. Punem și Zepis pentru acel prinț. Dăm aici un Darth Goblin pentru prințesă. Da, Darth Goblin care scos de mini P.E.K.K.A. Aia și până în acest moment nu stăm foarte bine. Dar nici n-am luat damage. Ceea ce e un lucru destul de bun. Hai să vedem. Scăpăm acolo de Wizard. Wizard care ne lovește un pic Baby Dragon, nu? Punem din nou Zepis. Da, reușește bandita să lovească turnul din dreapta. Mai este și Darth Goblin-ul, care dă câteva hituri destul de importante pe turnul lui din dreapta. Și ușor ne apropiem de prima victorie din Colosseum din acest episod. Are un P.E.K.K.A. mare. Un P.E.K.K.A. mare pe care să-l întâmpinăm cu Flying Machine. Probabil Baby Dragon și sunt și Fireball-ul pentru a scăpa de acel Electro. Bun, lovim bine de tot trupele lui. Dar suntem departe de victorie. Mai avem destul de mult de muncit pentru a obține victoria. Scăpăm acolo de Wizard. Ceea ce e foarte bine. Și hai să punem Darth Goblin aici. Și uite, nu Flying Machine-ul. Ei, și ar trebui să... Da, să-i dobor în turnul. Și obținem astfel prima victorie din acest duel. Bun, hai să vedem următorul match. Match în care avem nevoie de victorie. Și vom juca cu... Hai să luăm deck-ul cu balon. Începem cu Inferno Tower-ul, undeva în centru. Practic ne asigurăm defense-ul în cazul în care încearcă un atac puternic. Pune și un Goblin Cage. Da, mă trimite Hell Spirit-ul, după care... Sau hai să punem Minions. A,
Are Giant, asta e bine. Dacă are Giant, înseamnă că putem să ne folosim de... de acel inferno la valoarea lui adevărată, practic. Trimitem balonul. Punem și un Health Spirit. Din păcate are... are și Eros, are și Fireball. Și reușim două hituri. Scoatem și Firecracker-ul. Da, și pornim din nou cu un mic avantaj în al doilea match din din duel. Vedem, scăpăm acolo de Bomber, nu chiar. Sperăm că va trimite Giant-ul cât de curând. Naia nu-l trimite. Îl forțăm să dea Eros-ul aici. Nu l-a dat. Aș putea să dea Eros-ul totuși. Ok. Spunem Inferno Tower-ul pentru acel... pentru acel Giant. Scăpăm de Giant, scăpăm și de Witch. Trimitem din nou Lumberjack plus Balon. Hai să dăm și un Hell Spirit aici. Să mai prelungim un pic viața balonului, care da, reușește din nou două hituri pe turnul din din partea dreaptă. Punem Lumberjack-ul pe Muschetiră. Ar trebui să o scoatem din, din joc. Bun. Mai avem nevoie de câteva hituri pe care le reușește Lumberjack-ul. Destul de greu de crezut. Sincer, nu mă așteptam să reușească acolo să doboare turnurile. Și ar fi trebuit să mai facem un cycling sau chiar două. Bun. Avem victoria. Avem 4500 de gold. Avem și badge-urile, deși nu știu cât de mult mai contează în acest final de Clan War, aceste badge-uri. Probabil se contorizează undeva la nivel de clan, mă gândesc. Că altfel nu știu, deja avem rank 2 pentru pentru chest. Așa că nu știu dacă ne-ar putea ajuta undeva acele... fame-uri extra, practic, care s-au strâns peste limita aceea de 25.000 necesară pentru a intra în Coloseum. Bun, hai să creștem dragonii. Sper că avem suficiente bucăți. Le avem pe toate în acest moment. Hai să-i maxăm. Îi ducem și pe ei la level 13, level maxim, și îi vom face și star, pentru că avem suficient star points. Bun. Ok. Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Scuzați-mi vocea răgușită din cauza răcelii. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!